Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Nu este prima oară! Nu? Când este a doua oară. Am venit în primul sezon. La 39 de ani am venit în primul sezon la Șef la Cuțite. Și atunci mi-aduc aminte că am spus că am venit ca să-mi înving frica de cameră. Ce sunt? Hey! Na, asta de miserie. Sunt matematician. Ok. Așa. Am terminat și un master în economie. Urmez al doilea master în economie. Am luat două cuțite. Din păcate, foie grau nu era foarte bine făcut. Doar pentru un muș de vită gătit corect? Nu puteam să vă dau un vot pozitiv. Presiunea de atunci, stresul a fost maxim. Adrenalina a circulat prin tot corpul meu și în loc să îmbătrânesc, am întinerit cu 10 ani și am venit din nou. Dar de ce o perioadă atât de lungă între sezoane? Adică de ce n-ați încercat următorul sezon? Nu, pentru că am vrut 10 să fie. E o cifră foarte importantă pentru mine, 10-le, și întotdeauna a fost nota pe care mi-am dorit-o eu la școală. Uite-mă în sezonul 10, gătind de data aceasta fish Wellington. Acum chiar vin cu o rețetă foarte veche din vremea Tudorilor din Anglia, care culmea e că este răspândită în toată lumea. Călim un pic ceapa și prazul. Cel mai mult și mai mult am încercat rețete vechi. Chiar am o serie de cărți foarte vechi, de la 1800 în casă, de gastronomie. După părerea mea, aceste rețete trebuie readuse în actualitate și dat tușul de modern. Îmi doresc să trec de la partea asta a cifrelor, a managementului de business, ușor, ușor, să-l transpun în pasiunea mea către gătit. Toată lumea îmi zice că sunt un pic nebună, pentru că eu nu mi-am lăsat cifrele, iar bucătăria, nu neapărat că este de weekend, dar bucătăria este a doua natura mea. Acasă doar eu gătesc. Nu gătește nimeni. Dacă vin obosită sau dacă vin stresată de la cifre, ca să mă relaxez, să mă liniștesc, mă duc în bucătărie și gătesc ceva, indiferent ce. E terapia mea. Îi voi vedea pe șef și o să-i întreb dacă și-aduc aminte de mine. Sper să apuc în oricare din echipe, dacă se poate, la domnul Scărlătescu, la șef Scărlătescu. Sper că acest fish Wellington să-mi aducă cuțitul și premiu. Totul e posibil. Important e să îmi stăpânesc emoțiile și să ajung mai departe. Ciorbă. Hai! Ia somon, ai greșit-o. Spune-i tu ăsta cum îl cheamă. Ăsta e somon în crud. Nu, 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 stai. E cu spanac? Da. Stai așa, că am un lapsus. Somon în crud? Nu! Așa-i ziceam. Nu, în crud, mă. Îți spune altfel, mă. 1400. Ăsta somon în foietaj. În crud! Adică în crustă. Așa-i ziceam. Fish Wellington. Nu mai spune într-un fel. În halul ăla de bătrân suntem, fii atent. De găteam asta și nu mai știm cum se numea. Nu mai știu, am uitat. Gata, mă las bătut. Avea nevoie de puțin muștar, sincer. Și un pic mai copt. Dar de ce aveam cu rucola? Cum să zic? Băi, eu nu mai înțeleg rucola asta în farfurie. Să mor. Nu, ai adus omotul în țară. Da, bă, dar n-am înțeles-o niciodată. Bă, cine gătește așa că e pe vechi? E un nostalgic. Sunt preparate când se fac foarte rar. Tale internaționale, da, clasice? Da, greu, clasice, așa nu prea să mai fac acum. Pare bucătar. 65 de ani. 70, da, acolo, 60-70, da. Mai în vârstă, da. Da, a lucrat în cu hotel. Cu bonețică de-aia mare așa, sau cu bonetă de-aia albă așa frumos, elegantă. Mai știi, mă, să faci nod la aia? Da. Am purtat ani de zile, Doamne iartă-mă. De la bonetele alea am făcut chilie. Bă, mi s-a mai rărit părul. Chilia are scheletesc. Hai să votăm. Mai e, mai avea nevoie de niște sare. Și încă 10 minute în cuptor. Hai.
Cred că am înțeles greșit. Nu crud, ancru. Ancru, ancru. Nu mă, eu jur, da. Bă, 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 mie mi-a plăcut, bă, bă. Înțeles greșit. Eu trec peste crudul. Nu, eu îi dau. Bună seara, șef. Bună seara. Bună seara. Ce faceți? Noi bine, bine. Noastră. Pe la voi. Ce ați găsit? Ce ocazie? Sau, pardon, cine sunteți? Haide să ajungem cine sunteți. Cu începutul, da, nu? Da. Isabela Spătaru, 49 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Am fost în primul sezon, am venit în sezonul 10. Să închideți un ciclu. Da. Exact. Și dacă vă mai țin puterile, în sezonul 20. Doamne ajută! Pe noi o să ne țină, din 10 în 10? Din 10 în 10, da. Și în primul sezon ce ați făcut? Turnedou de foie gras cu burger și un biscuit de foietaj cu legume blanșate. Și ați trecut mai departe? Da, am luat cuțite. Ah, ca lumea! Două. Bără. Nu mi-a dat cuțitul. Ai nimerit foie gras nefăcut. Excuse-mă! Hai să ne întoarcem un pic, să mai facem o altă cunoștință. Nu vă mai știm atât de bine cu ce vă ocupați. Sunt manager, mă ocup de implementare proiecte cu fonduri europene. Mă ocupam și atunci. Ok. Înțeleg că funcționează, dacă încă sunteți așa, acolo. Așa, între timp am înființat un ONG, unde am și câștigat un proiect cu fonduri europene pe educația adulților. În ce sens educația adulților? Educația pe tot parcursul vieții este un proiect european și în România a venit cu o linie de finanțare specială, 6-12, unde ajută adulții peste 40 de ani se reorienteze în carieră. Dacă aveți nevoie de reorganizare... Păi am vrut să reorganizăm un pic pe Scărlătescu, dar... Bă, dar de ce pe mine? Iarăși? Și în primul sezon era la fel. 10 sezoane nu a reușit reorganizat? Nici o șansă. Ce ați gătit, doamnă, aici? 1400, perioada Tudorilor. Cum se numește rețeta? Fish Wellington. Nu era cineva, dar nu mă spune altfel. Nu e Fish Wellington. Nu e Fish Wellington. Ba da. Nu spune Fish Wellington. Ba da. Și vă spun și de ce. Carnea, în perioada aia, era scumpă. Și atunci proteina și-o luau din pește. Sunteți ancorată într-o zonă foarte clasică a bucătăriei. De unde până unde? Da. Chiar medieval. Am făcut un curs cu Gordon Ramsay, nu față în față. Gata, vă țin minte. Aha. Gata, și atunci ne-a zis la fel. Ba da, vă țin minte. Mi-a zis, da, sunt singurul corespondent. Cursul cu Ramsay. Da, online. Doamne, ce ținere de minte are asta. Am învățat multe. Bine, am urmat un curs la THR de bucătari. Așa. Pe lângă facultatea de matematică. Gata. Dar... Master în economie. Da, gata, mă, mi-aduc aminte. Cu matematica, cu mastere și cu asta. Da, eu sunt. Acum ți-aduce aminte, mă, și tu? Ți-aduce aminte? Da. Nu. S-ar putea să-și aduc aminte că am avut o dispută legată de temperatura la care se gătește mușchiul. Care? 60 și... Păi depinde care mușchi, dragă. Mușchiulețul de vită. Of, Dumnezeule Maria, începem? Nu, hai să terminăm aici. După 10 sezoane nu te-ai liniștit, nu te-ai liniștit. Nu ți-a plăcut explicația? Nu. Nu te lasă, de fii atent. Atunci o lăsăm așa și ne vedem la 20. Să mai facem. Nu se lasă. Legat de rețeta dumneavoastră, știți că mai aveți nevoie de cel puțin 8 minute în cuptor, presupun? He, na, 8. Somonul se mănâncă și tartar. Dar nu zici nimeni, se alege dacă se mănâncă. Am pus lămâie. Are răspuns la orice, mă. Temperatură plus nu știu ce radical din cantitatea de spalmat. Matematică, ce vrei, mă, ce la matematică. Cu smântână la puterea a doua. Matematică, marketing și investiții. Și gata, dat că trebuie să stea la cuptor. Ce dracu, mă, Cătăline? În amintirea ca vremurilor... Ca și acum 10 sezoare, trebuie să-i mai arătăm o dată... Nu i-ai dat cuțit data trecută. Nu i-am dat cuțit. Nu! Aoleu! Și culmea e, o să vreau în echipa lui, ca să mă învețe, minte, nu? Doamna mea! Da. În amintirea vremurilor trecute, este una dintre primele rețete pe care le-am făcut cap-coadă. Aia franțuzească, nu asta englezească. Studiați mai mult bucătăria franțuzească clasică. O să descoperiți bazele bucătăriei englezești antice.
wow! Exact, așa am zis și eu. Am evoluat? Aoleu! Exact! Așa am zis și eu. În toată combinația asta, ce strică este lămâia? Este ușor acrișor, n-ar trebui să fie. Nu de acolo, poate din sos, da, dar lămâie în combinație cu spanac, cu smântână și cu somon, nu e de acolo. Ok. Ca să nu începem iar o dezbatere, temperatură, grade, nu știu. Da, pe... Oh. Eu te rămân consecvent, în continuare îți dau cuțit. Mulțumesc! Singurul peste... care este consecvent. Consecvent. Peste 10 sezoane... Așa. Vor fi aici două cuțite și acolo nu. Da, hai să trăim toți până atunci. Eu le vreau pe toate, nu înțelegeți. Ok. Deci asta înseamnă că ne vedem peste 30 de sezoane. A, să le... Ok, combinați. Și dacă auzi de vreun fond european pentru vie, să-mi spui. Acest cuțit este o confirmare a faptului că încă mai știu să gătesc. Și să sperăm că o să fim în echipe. Îmi doresc. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.